Domnule președinte al Camerei Deputaților, domnule președinte al grupului ecumenic de rugăciune din Parlamentul României, distinși membri ai acestui onorabil grup, distinși reprezentanți ai cultelor religioase din România, doamnelor și domnilor senatori și deputați, excelențe, doamnelor și domnilor, sesiunea anuală a micului dejun cu rugăciune, eveniment cu o frumoasă tradiție în Parlamentul României, ne reunește astăzi în jurul unui subiect extrem de actual, pacea. Sunt bucuros să particip și să vă mulțumesc pentru invitație. Salut grupul ecumenic de rugăciune din Parlamentul României, care reunește transpartinic și interconfesional reprezentanții națiunii în jurul valorilor creștine. Exprim aprecierea administrației prezidențiale pentru contribuția dumneavoastră la abordarea constructivă și durabilă a provocărilor contemporane din perspectiva fructificării valențelor dialogului ecumenic. Cu atât mai important este el în această perioadă care este marcată de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și de drama cetățenilor și refugiaților ucraineni. Solidaritatea societății noastre cu victimele agresiunii este arătată de primirea, de ajutorul și de asistența oferită celor aproape 2,7 milioane de cetățeni ucraineni, majoritatea femei și copii, care, începând cu 24 februarie, au găsit în România loc de popas și adăpost. În acest context, reluarea tradiționalului deja mic dejun cu rugăciune, având ca subiect mandatul imperativ al păcii, este nu doar un răspuns la agresiunea barbară, dar și o expresie a rodirii moralei și valorilor creștine în spațiul princeps al democrației, care este Parlamentul. Agresiunea militară a Federației Ruse este acompaniată și amplificată de războiul energetic și alimentar, de manipularea ideologică, de instrumentalizarea propagandistică a culturii, a spiritualității, a identităților religioase, a informațiilor și a mass media. Conflictele contemporane, în Ucraina, dar nu numai, sunt favorizate de pervertirea demagogică a mecanismelor democratice, până la golirea lor de conținut și mai ales de umanitate. Ca stare politică și socială complexă, multidimensională, pacea trebuie apărată în toate domeniile în care ea este atacată, nu în ultimul rând reinstalată în conștiințe, prin solidaritate, prin respect și prin iubire față de semeni. Mesajul titlului pe care îl poartă sesiunea din acest an a grupului ecumenic de rugăciune din Parlamentul României este de aceea foarte inspirat. Redobândirea stării de pace nu este doar sarcina politicienilor, ori apanajul reflexiei geostrategice. Pacea, mai mult decât simpla absență a războiului, ca cel mai necesar bun public, este contribuția fiecăruia, prin exemplu personal, prin promovarea socială a valorilor iubirii și milosteniei. A lucra pentru pace este, prin excelență, un serviciu public. Hrăniți de valorile creștine, folosindu-ne de virtuțile dialogului ecumenic, doresc reuniunii grupului ecumenic de rugăciune din Parlamentul României o rodnică explorare a acestor dimensiuni ale păcii, ca și a responsabilității pe care o avem în apărarea ei. Vă mulțumesc pentru atenție!